croazieră, mai ales acum, vă doriți să mergem cu toții pe un vas de croazieră? Imaginați-vă că suntem cu toții acolo pe un vas. Noi, familia Life. Wow! Oare e posibil? Hai să-l ascultăm pe Adi, să ne spună el dacă este posibil sau nu. Ai microfonul, Adi. Da, mersi, mersi mult, Ianoș. În schimb, v-am pregătit o mică surpriză, nu v-am zis. O să spun câteva cuvinte și despre croazieră, dar vreau acum să vă arăt ceva. Așa, acum se vede imaginea, se vede. Da, da. Așa. Bun. Bun. Visează, crezi în ea, atinge-l. Vreau să încep să vă pun niște întrebări. Tu, când ai avut ultima oară un vis care să te țină în viață? Și ce ai făcut ca să îl vezi devenit realitate? Unde te afli tu acum cu visul tău? Așa. Walt Disney spunea că toate visele noastre pot deveni realitate dacă avem curajul de a le urma. Nu știu care ți este visul, dar lasă-mă să zic ceva. Acel vis pe care o ai în minte e realizabil. O poți îndeplini. Este foarte important să crezi în tine, că ești în stare să îți realizezi visurile. Vis. Este un cuvânt puternic. Vei fi dovărât de multe ori urmându-ți visurile. Vei simți de multe ori că nu ai destulă putere să te ridici. Vor fi momente grele în care te vei îndoi de tine și vei simți că singura ta opțiune e să renunți de tot. Și te vei întreba, Doamne, de ce se întâmplă asta cu mine? Ce am făcut rău? Nu am făcut nimănui nimic rău. Când ești lovit, când ești doborât de viață, atunci va fi momentul să lovești înapoi. Atunci va fi momentul să lovești înapoi. Mulți oameni sunt doborâți, dar ei nu lovesc înapoi. În schimb, există în noi un leu. În fiecare dintre noi. Dar unii decid să nu elibereze acel leu. Mulți țin acel leu închis într-o cușcă. Ție îți este foame de visul pe care îl ai. Vei lupta pentru acel vis sau preferi să stai închis în cușca ta? Eliberează-ți leul din tine. Fii flămând de visul tău. Du-te și vânează-ți visul. Doar vorbind despre acel vis nu te va duce departe. Acționează. La început, unii te vor ignora și vor râde de tine și îți vor spune, du-te mă de aici, ce mă iei cu prostiile tale? Fii și tu realist. Și vor încerca să te convingă, să renunți la ideile, la idealurile și la visurile tale. Dar tu ești singurul care poate realiza tot ce ți-ai propus. Și dacă reușești asta, te vor întreba, cum ai făcut-o? Cum ai reușit? Este visul tău. Și nimeni, dar nimeni nu va urmări și nimeni nu te va sprijini, poate. Nu se știe. Este o zicală care sună cam așa. Toată lumea vrea să mănânce, dar puțin sunt dispuși să vâneze. Toată lumea vrea să reușească să devină un om de succes și să-și realizeze visurile. Dar puțin sunt dispuși să facă munca necesară. Nu te mai limita. Tu poți face din visurile tale realitatea ta. Însă e nevoie de o singură persoană. Pentru a crede că este posibil, va fi nevoie de o singură persoană pentru a depune munca pentru a reuși. Da, ai ghicit. Acea persoană ești chiar tu. Au existat o mulțime de oameni înaintea ta. Care au realizat lucruri mari, care își trăiesc viața lor de vis, au făcut-o. Asta este dovada că și tu poți. Da, este dovada că poți trăi visul,
Pentru că dacă vrei cu adevărat, poți. Viața este imprevizibilă. Este plină de surprize. S-ar putea să fii mai aproape decât crezi. Visurile tale pot deveni realitate dacă, și spun, dacă refuzi să renunți. Fii ca un leu. Nu-ți fie teamă să te confrunți cu provocările din viața ta. Un leu nu se oprește din a-și vâna prada până nu-și prinde. Nu te opri niciodată. Să-ți urmărești visul până îl trăiești. Visează mare și nu lăsa niciodată mințile mici să te convingă că obiectivul tău este de neatins. Poate că pentru ei este de neatins, dar tu știi. Tu știi mai bine. Crede în tine. Eu sunt un visător incurabil. Sunt mândru de asta. Sunt acel gen de persoană care visează cu ochii deschiși, care visează mult și visează departe. Eu m-am luptat mult pentru fiecare vis de al meu. Mic sau măreț, chiar dacă uneori răbdarea mi-a ajuns până la capătul puterilor, am luptat. Am crezut și am avut răbdare până când a devenit realitate. Asta însemnând uneori poate și câțiva ani. Câte visuri sau dorințe arzătoare mi s-au îndeplinit, oare? Vă spun eu, multe, foarte multe și mă bucură. Aproape toate pe care mi le-am dorit cu adevărat. De mic copil am visat să devin IT-ist, că eram pasionat de calculatoare și acum am ajuns să am mai multe afaceri în IT. De tânăr am visat să vizitez America, să călătoresc și în lumea asta. Și acum am ajuns să vizitez 4 continente și 17 țări, printre care, bineînțeles, și America. Acum câțiva ani am visat să mă descurc, să dansez cât de cât, atunci când dansez cu o fată. Și acum cel puțin 10 genuri de dans dansez. Ba chiar am fost și la unele concursuri naționale. În adolescență am visat să sar cel puțin o dată în viață cu parașuta. Să simt libertatea de a zbura pe cer. Și acum am 6 salturi cu parașuta. Mai mult de atâta, am și 22 de zboruri la zi cu planorul în care eu am pilotat planorul. Iar după atâția ani de muncă și investit în mine, am visat să mă și recompensez. Să mă recompensez cu o croazieră de 5 stele. Și Life Farm mi-a oferit această oportunitate. Și pe lângă asta, cireașă de pe tort, călătoria pe croazieră a fost gratuită. Gratuită, vă dați seama? Poate vă gândiți în sinea voastră, bă, ce norocos sunt. Dar nu, nu este așa. Am muncit. Am muncit din greu pentru a-mi îndeplini visurile. Am investit mii de ore din viața mea în dezvoltarea mea. Am investit mii de euro pentru a mă perfecționa pe toate planurile. Și să nu credeți că am fost ajutat, că părinții mi-au plătit toate astea. Poate mai pe la început, când am fost foarte tânăr, câteva. Dar m-au susținut mai degrabă din punct de vedere moral. Dar din punct de vedere financiar, doar prin propriile mele puteri. Să știți că eu de la vârsta de 16 ani nu am mai cerut nici măcar 10 lei de la părinții mei. Toate realizările mele de până acum au fost prin propriile mele puteri. Pentru mine, un vis îmi dă mereu putere, o emoție și speranță. Așa că data viitoare, când ai un vis, sau dacă acum ești bântuit de unul, luptă pentru el. Luptă și nu lăsa pe nimeni să spună că ești visător și prea naiv. Și ca și încheiere, aș dori să vă spun un citat de la Mark Twain, care mi este și un motto foarte drag. În 20 de ani de acum, vei fi mult mai dezamăgit de lucrurile pe care nu le-ai făcut decât de cele pe care le-ai făcut. Așa că, desfă pânzele, navighează, prinde vânturile puternice, explorează, visează și descoperă. Vă mulțumesc! Văd că seara asta este